Bună seara și vă mulțumesc din suflet că ați venit număr mare la acest eveniment. Numele meu este Sorin Lucaș, sunt PR și coordonator de evenimente la editura Herald. Și am ales pentru această după-amiază, această seară de toamnă frumoasă de septembrie, un eveniment. Tradiția vie a spiritualității creștine, dincolo de dogmatism și prejudecăți. Un eveniment care se înscrie în șirul de evenimente organizate de editura Herald în cadrul campaniei Te așteptăm în librărie. Probabil că unii dintre dumneavoastră sau mulți dintre dumneavoastră știu că pe 1 august am început proiectul național campania Te așteptăm în librărie, aflată la a 11-a ediție și că aceasta se încheie, se termină pe data de 1 noiembrie. 3 luni de zile în care îi invităm pe toți iubitorii de carte, pe toți cititorii, pe toți iubitorii de carte, în primul rând de dezvoltare personală, spirituală, sapiențială, tradiții spirituale, să treacă pragul librăriilor partenere. Gazda noastră din această după-amiază, librăria Cărturești Verona, este unul dintre partenerii noștri în această campanie, în campania Te așteptăm în librărie și îi mulțumim foarte mult pentru găzduire. Așa cum vă spuneam, editura Herald și librăria Cărturești Verona au plăcerea de a vă invita într-o incursiune, am spus noi, o incursiune spirituală, în practica tradiției creștine, în cadrul evenimentului Tradiția via spiritualității creștine. Iar acest eveniment, sunt convins că ne va introduce în ambianța tradiției contemplative a creștinismului, a apropierii intime, profunde, personale, după propriile măsuri de marele mister al Îndumnezeirii, care impregnează întreaga istorie a mântuirii de la începutul și până în ziua de azi. Contextul întâlnirii noastre, contextul dezbaterii din această după-amiază, este oferit de 3 lucrări din colecția Spiritualitate Creștină a editurii Herald. Este vorba despre Muntele Tăcerii de Kyriakos Markides, Benedictus Deus de Meister Eckhart și Norul Necunoașterii. După cum le vedeți și noastră, le-am așezat ca să le vizualizați mai bine. În această incursiune, cum spuneam mai devreme, despre liniște, despre rugăciune, despre contemplația creștină și adevărata trăime, adevărata trăire a inimii spirituale, vor fi alături de noi invitații pentru care le mulțumesc din suflet că ne-au onorat cu prezența. Părintele preot Lucian Dâncă, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teologie Creștină, de Teologie Catolică. Părintele Victor Lucian Georgescu, teolog ortodox, lector de asemenea și la Fundația Calea Victoriei. Părintele Vasile Ioana, paroh la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi. Andrei Găitănaru, publicist, filozof, psihoterapeut în formare și colegul meu, Mihai Liță, senior editor la editura Herald și coordonatorul colecției Spiritualitate Creștină, cel care se îngrijește de aceste minunate cărți să ajungă la noi. Am să-i dau cuvântul pentru început colegului meu, Mihai Liță, să ne introducă cumva în subiectul propriu zis al întâlnirii noastre și să ne vorbească pe scurt despre noua față a colecției Spiritualitate Creștină și despre planurile ei de viitor. Menționez și o să vă spună și Mihai, noi am mai publicat în colecția Spiritualitate Creștină Noaptea Întunecată, Sfântul Ioan al Crucii. Mihai o să ne vorbească și despre următoarea carte, o carte foarte importantă, care o să apară în curând în această colecție la editura Herald. Mihai,